Proiectul de ordonanță de urgență, care permite SNLO să trimită circa 600 de persoane în concediu de așteptare pentru 2 ani, nu a fost nici el pe ordinea de zi a guvernului. Directorul Daniel Burlan declarase că va intra în dezbaterea guvernului în ședința de pe 16 martie, însă din cauza moțiunii, miniștrii au fost nevoiți să o retragă. Proiectul prevede ca autoritățile locale să facă societăți comerciale, iar concediații să devină agenți de muncă temporari, care sunt obligați să răspundă oricărei solicitări ale companiilor și primăriilor, astfel riscând întreruperea plății a 75% din salariul de bază.